Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi profețiile Marinei Kizin din Ucraina. Despre Ucraina nimeni nu a vorbit vreodată despre ea ca având o legătură cu cel de-al treilea secret de la Fatima. Nimeni, cu excepția părintelui Malachi Martin. Sora Lucia, într-o perioadă în care Vaticanul încă îi mai permitea să se exprime, i-a declarat părintelui Fuentes că am intrat deja în perioada vremurilor din urmă, amintind de mesajul apocaliptic al Sfântului Ioan. În mod paradoxal, nimeni nu pare să fie interesat de miracolele și mesajele contemporane ale Fecioarei, precum acele statui care plâng și care se întâlnesc aproape peste tot în lume, în Columbia, în Italia, în Statele Unite, în Japonia și chiar și în Bangladesh. Peste tot mesajul pare să fie același, amenințarea cu pedeapsă, o pedeapsă mai mare decât potopul, așa cum nu s-a mai văzut. Foc va cădea din cer și va distruge o mare parte din omenire, nescutind pe nimeni. Iar supraviețuitorii vor fi atât de înspăimântați cât vor regreta că nu au avut soarta celor morți. Genialul părinte Malachi Martin este însă acela care ne va da, odată în plus, răspunsul final în cadrul unui interviu fluviu realizat pentru site-ul de internet dedicat operei sale literare, iar aceasta cu foarte puțin timp înainte să moară. În ciuda oboselii și a sănătății sale șubrede, de data aceasta părintele a fost mai clar, iar ceea ce a declarat nu are nimic de a face cu dezvăluirea oficială făcută de Vatican. Părintele Malachi Martin, în 1917, trei copii au afirmat că au văzut-o pe Fecioara Maria, aceasta transmițându-le anumite mesaje specifice pentru creștini și pentru papă. Mesaje mai mult decât îngrozitoare despre pedeapsa dumnezească pentru omenire. Ele preveneau oamenii cu privire la o mare nenorocire care se va abate asupra lor în cazul în care vor continua să păcătuiască. Au fost trei revelații divine, însă ultima a rămas secretă, nefiind încă dezvăluită oamenilor, dar fiind consemnată pe o coală de hârtie. Fecioara Maria prevestește în cadrul celui de-al treilea secret că vor fi războaie, boli, că națiuni întregi vor dispărea, că vor fi trei zile de beznă, epidemii care vor șterge într-o singură noapte țări întregi de pe hartă și că suprafețe de uscat vor fi înghițite de apă, devastate de tornade și de furtuni. Acesta nu este deci un mesaj prea plăcut, iar lui Ioan Paul al II-lea nu-i convenea deloc aceasta. Așa că el a lăsat dintr-o dată toate acestea într-un plan secund, deoarece, în opinia lui, omul este binecuvântat și tocmai de aceea el va reuși și trebuie să fie ajutat să-și construiască așezările și comunitatea. Este o filozofie cu totul diferită. În 1914, cu trei ani înainte de Fatima, Fecioara Maria a apărut în Ucraina, unde a revenit în aprilie 1987, când i-a apărut unei fetițe de 12 ani, căreia i-a spus că vremurile din urmă au venit și că dacă Rusia nu se va întoarce la creștinătate, va avea loc și un al treilea război mondial și că întreaga lume se îndreaptă către ruină. Cele revelate la apariția Fecioarei din 13 februarie 1914 s-au adeverit. Ceea ce este și mai surprinzător este că Fecioara Maria nu a uitat acest mic sătuc din Ucraina, întrucât a revenit în acel loc la exact un an de la accidentul de la centrala nucleară de la Cernobâl, și anume pe 27 aprilie 1987. Ea i-a apărut unei fetițe ucrainiene în vârstă de 12 ani pe nume Marina Kizin și a plutit deasupra bisericii exact la ora când se petrecuse explozia cu un an în urmă. Ortodoxii, musulmanii, protestanții, evrei și catolicii care au avut privilegiul de a o vedea în această misterioasă lumină divină argintie, având o înălțime de 200 de metri, care plutea deasupra bisericii, fapt care s-a petrecut până în 15 august, au descris-o purtând o minunată rochie sobră, asemănătoare cu cea din icoana Maicii Domnului de la Kiev. După câteva săptămâni de apariții succesive, autoritățile comuniste au trimis soldați ruși, așa cum s-a petrecut și la Fatima, pentru dispersarea mulțimii. Însă cum soldații vedeau și ei apariția, aceștia au rămas nemișcați, fiind fascinați de aceasta. Mesajul Fecioarei este răspunsul direct la întrebarea de ce mântuirea lumii trebuie să înceapă cu Ucraina. Jurnalistul Roy Abraham Varghese notează într-un articol din revista săptămânală Maica tuturor popoarelor, consacrată Fecioarei Maria. Aproximativ 500.000 de persoane au asistat la aparițiile Fecioarei Maria până la data de 15 august. Fecioara Maria a spus: am venit în mod special pentru a-i mulțumi poporului ucrainean,
deoarece voi sunteți cei care au suferit cel mai mult pentru Biserica lui Hristos în ultimii 70 de ani. Am venit ca să vă liniștez și să vă spun că suferințele voastre se vor sfârși în curând. Ucraina va deveni un stat independent. Înainte ca ea să-și facă apariția, o lumină strălucitoare a acoperit biserica și împrejurimile. Această lumină a putut fi văzută până și în programele de televiziune. Fecioara Maria ieșea din această lumină și plutea deasupra bisericii. Cu privire la catastrofa de la Cernobâl, ea a spus: "Nu-i uitați pe cei care au murit în acest dezastru. Cernobâl este o chemare și un semn pentru lumea întreagă. Iertați-i pe dușmanii voștri. Prin voi și prin sângele martirilor va veni convertirea Rusiei. Pocăiți-vă și iubiți-vă unii pe alții." Au venit timpurile acelea care au fost vestite ca fiind vremurile din urmă. Priviți nefericirea care covârșește lumea, păcatele, lenea, genocidurile. Rugați-vă pentru Rusia. Asuprirea și războaiele continuă să sălășluiască în mințile și în inimile oamenilor. Cu toate acestea, Rusia continuă să-l renege pe fiul meu. Rusia respinge viața cea adevărată și continuă să trăiască în întuneric. Dacă Rusia nu se întoarce la creștinătate, va avea loc și un al treilea război mondial și lumea întreagă se va îndrepta spre ruină. În cartea sa La Foudre de la Justice, Fulgerul Dreptății, Ted Flynn completează și întărește citatul de mai sus din cuvintele Fecioarei Maria: "Vin la voi cu lacrimi în ochi și vă implor, rugați-vă și vă osteniți pentru binele și pentru slava lui Dumnezeu." Ucraina a fost prima țară care s-a pus sub oblăduirea împărătesei binelui și a slavei lui Dumnezeu, încă din 1058. Și de aceea v-am luat sub ocrotirea mea. Dăruiți-vă lui Dumnezeu, căci fără acesta nu există fericire și nimeni nu va ajunge în împărăția cerurilor fără această dăruire. Trebuie să ajungeți în inima lui Dumnezeu și să trăiți în unitate. Iubesc Ucraina și iubesc pe ucrainieni pentru credința și pentru suferințele lor, căci Iisus Hristos și cu mine ocrotim Ucraina pentru slava și viitorul împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Ucrainenii trebuie să devină apostolii lui Hristos pentru poporul rus, căci dacă Rusia nu revine la creștinism, va avea loc un al treilea război mondial. Atitudinea Ucrainei este crucială în convertirea Rusiei. Ucraina este cheia pentru instaurarea păcii în lume, iar Rusia este cea care va converti Occidentul, însă scânteia care va provoca toate acestea va veni din Ucraina. Secretul de la Fatima începe să capete un nou contur grație acestor două apariții din Ucraina, prima cu 3 ani înainte de Fatima, iar a doua la 1 an după accidentul de la Cernobâl. Un alt aspect interesant este faptul că Lucia s-a referit la legătura strânsă între al treilea secret și capitolul 13 din Apocalipsă. Fiara care se ridică din mare defăimează pe Dumnezeu și dă război sfinților. O altă fiară, prorocul mincinos, se ridică din pământ. Numele celei din tâi, 666. Și-am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea 10 coarne și 7 capete și pe coarnele ei 10 cununi împărătești și pe capetele ei nume de hulă. Și fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului. Picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Și balaurul i-a dat ei puterea și scaunul lui și stăpânire mare. Și unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată și tot pământul s-a minunat mergând după fiară. Și s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea. Și s-au închinat fiarei zicând: cine este asemenea fiarei și cine poate să se lupte cu ea? Și s-a dat ei gură să grăiască semeții și hule și s-a dat putere să lucreze timp de 42 de luni. Și și-a deschis gura sa spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele lui și cortul lui și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, și i s-a dat ei stăpânire peste toată seminția și poporul și limba și neamul. Și i se vor închina ei toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului celui înjunghiat. Dacă are cineva urechi să audă, cine duce în robie, de robie are parte. Cine cu sabia va ucide, trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ și avea 2 coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur. Și toată stăpânirea celei din tâi fiare ea o pune în lucrare în fața ei. Și face pământul și pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei din tâi,
a cărei rană de moarte fusese vindecată. Și face semne mari, încât și foc face să se pogoare din cer pe pământ înaintea oamenilor. Și amăgește pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia și a rămas în viață. Și i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, că chipul fiarei să și grăiască și să omoare pe toți câți nu se vor închina chipului fiarei. Și ea îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobo și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om, și numărul ei este 666. Rolul Rusiei este unul foarte important. Dacă dăm crezare viziunii de la Fatima, atunci lucrarea de mântuire a lumii și de vindecare de toate relele acestea trebuie să înceapă cu Ucraina și cu Rusia, atât de marcată de experiența comunistă. Tocmai de aceea Fecioara Maria a vorbit atât despre Rusia, care trebuie să fie cea din tâi vindecată de păcatele sale, ceea ce va permite apoi mersul spre mai bine și îndreptarea restului lumii. Este un mesaj foarte straniu, întrucât noi occidentalii am fi putut crede că mântuirea lumii va veni dinspre vest, dar se pare că nu este așa. Conform viziunii de la Fatima, salvarea noastră va veni dinspre est și în special din Ucraina și Rusia, ceea ce este în sine un fapt extraordinar. Din tot ceea ce a apărut în ultimele două decenii și din toate cărțile despre Fatima publicate în ultimii 70 de ani, cărțile și interviurile părintelui Martin sunt singurele care oferă cheile acestui foarte apăsător și incomod secret. Și înțelegem astfel de ce Biserica Romano-Catolică nu l-a făcut public. Ierarhii au considerat că nu avea niciun rost să-i sperie pe credincioși, care oricum sunt din ce în ce mai puțini. Să examinăm mai îndeaproape cuvintele folosite de către părintele Martin pentru a explica secretul. Dispunem de trei elemente. Epidemii care vor șterge de pe hartă țări întregi într-o singură noapte. Suprafețe de uscat vor fi înghițite de ape, devastate de tornade și furtuni. Trei zile de beznă. Epidemiile capabile să ucidă într-o singură noapte populația unei țări pot fi, de exemplu, generate de centralele nucleare aflate în pană, din cauza unei canicule foarte puternice sau unui eveniment care provoacă în serie dezastre de tipul celui care s-a petrecut la Cernobâl. Al doilea aspect se referă la tot ceea ce oamenii de știință spun referitor la încălzirea globală și la modificarea nivelului apelor oceanice. Aproape am putea spune nimic nou, cu excepția celor trei zile de beznă. Fecioara Maria a anunțat că dintr-un motiv sau altul nu vom vedea lumina soarelui timp de trei zile. Dintr-un anume punct de vedere, un mister marial este analogic vorbind precum o păpușă matrioșca. Un mister poate să ascundă un al doilea mister și tot așa. Grație acestei fraze cheie rostite de acest preot remarcabil, putem îndrăzni să credem că am găsit calea de urmat. În 1914, cu exact 3 ani înainte de Fatima, Fecioara Maria a apărut în Ucraina în satul Hrușiv. Sătenii au văzut-o plutind deasupra cupolei micii biserici din lemn care poartă hramul Maicii Domnului a Sfintei Treimi. Biserică renumită totodată pentru o icoană și pentru un izvor miraculos al Fecioarei Maria. Ceea ce a spus la această apariție ne dă fiori. Timp de 80 de ani credința voastră va fi atacată și voi va trebui să suferiți apărând-o. Pentru credința voastră veți fi persecutați de bolșevici. Părintele Romaniuc de la Biserica Ucraineană din Paris afirma la un moment dat întreagăt că de la instalarea comuniștilor la putere mai mult de 3.000 de preoți au fost deportați în Siberia. Părintele Martin, la rândul lui, nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume. Este un lucru foarte greu de spus, însă nu există o biserică mai coruptă decât Biserica Ortodoxă Rusă. Începând din 1928, Biserica Rusă a fost mâna dreaptă a guvernului sovietic, acceptând exterminarea milioane de ucrainieni de catolici, cât și exterminarea tuturor episcopilor și a tuturor preoților din Ucraina, iar acest lucru s-a petrecut și pe întreg teritoriul Rusiei. Toți cei care nu semnau manifestul comunist erau uciși, iar aceasta nu i-a deranjat absolut deloc pe prelații trădători. Mai mult decât atât, ei chiar au spionat biserica în favoarea comuniștilor. Există o lege a dezvoltării umane.
Dacă este aplicat un astfel de regim la două generații succesive, principiile morale și spirituale vor fi aproape complet dezrădăcinate și oamenii nu își vor putea reveni de pe o zi pe alta doar pentru că li se spune, gata, acum sunteți liberi. Sufletul lor este deja corupt. Au acceptat și au trăit într-o minciună. Ei s-au luptat cu cel mai rău dintre dictatorii pe care lumea a avut vreodată. Dictator care poate să revendice uciderea a cel puțin 66 de milioane de compatrioți. Câți oameni se pot lăuda că au ucis 66 de milioane de oameni, că acest lucru nu îi îngrijorează și că sunt adorați în calitate de tătuci ai popoarelor? Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Toate cele bune. Pe curând!